Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună seara, dragi telespectatori, sunt Aura Stoienescu și vă invit astăzi la o ediție a emisiunii Panoramic alături de domnul viceprimar al municipiului Târgu Jiu, Adrian Tudor. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație, mă bucur că sunt alături de dumneavoastră, iată, la un început de drum care doresc să fie așa cum vi-l doriți și să reușiți să promovați emisiuni de bună calitate. Da, noua televiziune EMI TV, televiziune națională, fostă televiziune regională, ENSA TV Regional, este în fața telespectatorilor și vă prezintă pe dumneavoastră în această seară, special pentru a ne spune ce este în Târgu Jiu, care sunt noutățile pe toate planurile. Știu că avem multe, multe de spus. Nu vreau să ne axăm numai pe partea administrativă. Putem vorbi de politică, putem vorbi de activitățile culturale din municipiu, de ce se face, de ce ar trebui să se facă. Așteptăm și SMS-uri de la telespectatorii noștri la 0766314582. Aveți numărul de telefon pentru SMS cu tarif normal pe Crol. Să procedăm la treabă, domnule viceprimar, am scris acolo Târgu Jiu la raport. Dați-ne raportul pentru telespectatorii din România. Într-adevăr, Târgu Jiu este un oraș destul de provocator. Un oraș care în fiecare zi are ce să aniverseze, în fiecare zi te provoacă cu proiecte noi. Asta dacă vorbim doar în plan cultural și ținând cont de istoria frumoasă a acestui oraș, o istorie care a contat mult și în istoria națională. De la Târgu Jiu, în urmă cu 200 de ani, pornea Revoluția lui Tudor Vladimirescu și începea o nouă etapă în istoria României, România modernă. Și încep cu acest aspect pentru că la anul când se vor împlini 200 de ani, noi trebuie să fim la înălțime, să fim iarăși în centrul atenției, așa cum am fost și când a fost un an omagial Constantin Brâncuș și așa cum a fost când am vorbit despre Ecaterina Teodoroiu la 100 de ani de când a fost răpusă de gloanțele dușmanilor. La fel trebuie să ne pregătim și să vorbim cu mândrie de Revoluția lui Tudor Vladimirescu, pentru că atunci, în urmă cu 200 de ani, România începea să spere la un proiect de țară, România Mare, care s-a realizat după aproape 100 de ani. Și pentru asta, alături de Consiliul Județean, prin colaborarea foarte bună pe care o am cu domnul vicepreședinte Nichifor, un istoric cunoscut la nivel național, Și care răspunde de latura culturală la Consiliul Județean? Sigur că da, și cu președintele Consiliului Județean, domnul Cosmin Popescu, am reușit să încropim un proiect. Ne dorim ca anul 2021 să fie an național decretat, an național Tudor Vladimirescu, pentru că nu vorbim doar de Târgu Jiu atunci când spunem Revoluția lui Tudor, vorbim și de Mehedinți, vorbim și de Dolj, vorbim și de trecerea Oltului prin județul Olt, Vâlcea, cu mănăstirea Govora și, bineînțeles, Bucureștiul. Și pentru asta, Guvernul României, indiferent de culoarea politică pe care o are sau o va avea, va trebui să susțină financiar niște proiecte, pentru că eu spun așa, atunci când sărbătorim un centenar sau un bicentenar în cazul de față, trebuie să lăsăm și noi contemporanii ceva pentru următorii 100 de ani. Cel mai simplu este să organizăm niște manifestări, simpozioane, să emitem o medalie, să tipărim niște cărți. Dar un lucru de care să se vorbească în următorii 100 de ani, acela trebuie susținut. Și aici sunt o serie întreagă de proiecte. Mă bucură faptul că acești colegi ai mei de la Consiliul Județean au reușit să găsească soluțiile pentru a restaura monumentul de la Padeș din Câmpia Soarelui, acolo unde Tudor Vladimirescu a pornit înspre București și a adunat poporul. De asemenea, un proiect destul de frumos, un centru cultural care se poartă numele Tudor Vladimirescu, tot la Padeș,
Dar mai mult decât atât, cu toții ne dorim ca la Târgu Jiu să ia ființă, începând cu anul viitor, un muzeu al României moderne. Și cea mai pretabilă locație este Casa Moangă Frumușanu, de lângă parcul care găzduiește statuia lui Tudor Vladimirescu, o statuie ridicată la 1900, cu o poveste foarte frumoasă. Acea casă, Moangă Frumușanu, să găzduiască un muzeu al Revoluției lui Tudor Vladimirescu, pentru că ar avea atâtea povești de spus tinerilor și vizitatorilor. În primul rând, acolo Tudor Vladimirescu a scris proclamația către țară. Din balconul casei a citit-o pentru prima dată oamenilor adunați acolo în fața casei. De asemenea, iată că Târgu Jiu a avut un rol important în și atunci, da, acele vremuri. Și atunci, da. O pagină frumoasă de istorie, așa cum spuneam la începutul emisiunii. De asemenea, trebuie să ținem cont și de faptul că Tudor Vladimirescu a fost susținut în revoluția sa, inclusiv de Iancujianu de la Olt. Deci el venea la Târgu Jiu și unde se întâlneau, decât în casa boierilor Moangă Frumușanu. Iarăși, foarte important de spus, Tudor Vladimirescu a avut un secretar al său personal, Petrache Poenarul, cel care inventează stiloul în lume. Este inventatorul stiloului, născut la Vâlcea și care, fiind activând lângă Tudor Vladimirescu, îi desenează pentru prima dată tricolorul. Și pentru prima dată în istoria noastră apare tricolorul într-o revoluție. Mai departe, pașoptiștii au desăvârșit acest simbol. Pe lângă steagul de luptă al lui Tudor Vladimirescu, care, așa cum îl știm, îl vedem și la Muzeul Județean, este vorba de Sfântul Gheorghe omorând balaurul și cu mesajul frumos al lui Tudor Vladimirescu. Iată că avem ce să punem în acest muzeu și tinerii elevi din România, în primul și în primul rând, pot ajunge prin excursii organizate să vadă această locație. Un muzeu care în următorii 100 de ani va spune, da, domnule, generația din 2021, autoritățile locale, responsabili, au făcut acest lucru. Și pentru că spuneați despre mesajul lui Tudor Vladimirescu, dacă nu greșesc, patria este norodul. Iar nu tagma jefuitorilor. Ceva ce se potrivește de multe ori și în zilele noastre, dragii mei, fără să dăm nume, de-a lungul timpului, așa, se mai întâmplă să apară și jefuitorii. Într-adevăr, este actual, prin vorbele sale, de fapt, Tudor zicea, Vladimirescu. Patria este norodul, nu poporul. Da, patria este norodul și nu tagma jefuitorilor. Iată că este actual Tudor Vladimirescu prin ceea ce a spus atunci, așa cum rămâne actual, mă gândeam zilele trecute, Conuiancu, Caragiale, când vorbim de clasa politică din România, nu s-a schimbat nimic. Ile Caragiale a fost așa un fel de Nostradamus. Și ne-a spus, așa o să funcționați. Ar trebui să-l contrazicem și să creăm o clasă politică responsabilă care să fie angajată a poporului și nu a unor interese nici de partid, nici a unor multinaționale, nici a unor interese economice. Doar politicienii, oamenii politici să fie angajați ai poporului și poporul să fie pe primul loc. Păi, sunteți politician, domnule viceprimar, sunteți și politician și să nu uităm că totuși sunt angajați ai poporului politicienii. Adică toți. Mă rog, cei care sunt la putere. Știți ce se întâmplă? Din păcate, nu reușim în România să distingem, domnule, nu ești sclavul votului și ești în slujba cetățeanului. Pentru că atunci când reușești a fi doar sclavul votului, nu vei face decât niște acțiuni pentru moment. Pentru votul următor. Pentru votul următor. Nu. România are nevoie de proiecte de țară, unde toată clasa politică să se adune și să meargă pe același drum, să lase ranchiuna sau doctrina într-o parte. Din păcate, în ultimii 30 de ani, România a avut un singur proiect de țară care a fost înțeles, integrarea în Uniunea Europeană și în NATO.
în ultimii 200 de ani singurul proiect de țară a fost Marea Unire, lucru care, slavă Domnului, s-a realizat la 918. Asta s-a reușit. Asta s-a reușit. Ori noi avem nevoie de un proiect de țară foarte serios și nu complicat, pentru că reușim, avem marele dar de a complica lucrurile atunci când ne întâlnim clasa politică, fiecare trebuie să vină cu ideea lui și să-și o susțină până la capăt, chiar dacă argumentele nu sunt în favoarea sa. Avem nevoie de un proiect de țară pe educație. Avem nevoie de un proiect de țară cu privire la cultura națională, la valorile noastre pe care prea ușor le dăm la o parte. Mă uit cu îngrijorare și cu tristețe ce îi se întâmplă lui Tudor Gheorghe pentru curajul de a spune lucruri pe nume, pentru curajul de a fi român în România, nu altundeva, de a fi român în România. Lucrurile astea ne pot costa mult pe noi, pentru că vorbim într-adevăr de o globalizare. Aici vorbim de progres și tradiție totodată. Ori eu cred că a vorbit de progres, cu siguranță te referi la ziua de mâine, la a pregăti pentru ziua de mâine și de mâine încolo. Dar așa cum începi un drum pe o mare, să spunem așa, tradiția e ancora, care te poate păstra liniștit, chiar dacă ești în largul mării, atunci când e furtună. Și noi tradiția asta trebuie să o apărăm. Uitați-vă ce se întâmplă în Europa Occidentală. Au reușit cu fonduri, au făcut investiții majore în patrimoniu cultural, dar identitatea lor națională e într-un regres. Din mai multe puncte de vedere sau din mai multe motive. Ori noi nu trebuie să complicăm lucrurile, trebuie să vedem ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Sunt oameni care au, cetățenii Uniunii Europene, state care au început proiecte cu 50 de ani în urmă. Nu trebuie decât să luăm exemplu, să vedem unde au greșit și noi să continuăm și să nu facem aceleași greșeli. Nu. Noi facem o greșeală capitală. Dăm la o parte, dacă Germania a avut un proiect bun, să luăm exemplul ăsta, autostrăzile, noi nu facem ca ei. Trebuie să găsim noi alte soluții, să inventăm noi roata în condițiile în care alții au inventat-o cu zeci de ani sau cu mii de ani în urmă. Problema e că de multe ori la noi autostrăzile sunt mai scumpe. Mult mai scumpe. Din păcate, autostrăzile în România nu mai pot fi făcute de firme românești. Că atunci, dacă ar fi făcute de firme românești, firme cu capital românesc, cred că lucrurile ar fi tratate cu mai multă seriozitate. M-am uitat și am fost dezamăgit. Știți că în ultimii ani am reușit să creez niște contacte, cel puțin din punct de vedere cultural, ale Târgu Jiului, prin ambasada Chinei, cu diferite instituții de cultură din China. Și am avut șansa să merg anul trecut la invitația Guvernului Republicii Populare Chineze în China, să văd la fața locului niște proiecte implementate cu privire la patrimoniul cultural. Și am văzut cum se construiește, am văzut seriozitate, am văzut că lucrurile nu trebuie, repet încă o dată, poate obsesiv, complicate, trebuie gândite simplu. M-am bucurat în vara anului trecut când am văzut că o firmă din China, care e a patra la nivel mondial ca putere de execuție și construcție, a câștigat proiectul Comarnic-Brașov, autostrada. Și am zis, domne, dacă a venit o firmă din China, cu siguranță se va face. Neșansa României este că în toamnă guvernul de stânga a plecat acasă și a venit un guvern de dreapta, care în primele trei zile a decis rezilierea contractului cu acea firmă. O firmă care construiește în Germania, în Spania, în țările nordice, numai în România nu. În urmă cu o lună de zile, nici măcar o lună, au inaugurat în Serbia 580 de kilometri de autostradă, făcuți în 3 ani, 4 ani. De ce dincolo se poate și la noi nu? Nu, noi spunem că vrem o țară ca afară. Nu, noi spunem că vrem și noi să trăim mai bine. Lucrurile astea mă îngrijorează, pentru că mă duc cu gândul la un singur lucru. Încă în România, politica pentru poporul ăsta frumos e dictată de afară și de interesele care sunt afară. Vorbeam cu cineva, un analist politic, în zilele trecute
și discutam despre nivelul de trai din România care a crescut, că s-au mărit, unii spun, prea forțat salariile, pensiile, salariile medicilor, profesorilor, dar a crescut nivelul de trai. Și marea problemă a Occidentului, că auzim vorba asta, aia nu vor să ne meargă nouă bine. Da, dar de ce? Că dacă ar merge bine și în România, românii noștri plecați de acasă s-ar întoarce acasă, că ei asta vor, să se întoarcă acasă. Și așa cum muncesc în Spania, în Franța și peste tot în Europa asta, să vină să muncească acasă și să-și construiască o țară așa cum își doresc ei. Deci marea problemă este că atunci când va merge bine României, forța de muncă care este în Occident, forța de muncă românească, ar dispărea de acolo și ar veni acasă. Și românii reprezintă o forță de muncă destul de importantă pentru ei, calificată în multe domenii, seriozitate. Salarii mici? Pe salarii mici, românii nu țipă. Românii nu țipă pentru când ajung în Franța. Pentru că oricum sunt mai mari sau... decât aici. Sigur că da. Și eu cred că trebuie să ne aplecăm. Politica asta pentru a aduce acasă românii plecați în diaspora trebuie să continue. Trebuie să le creăm facilități aici. Eu nu pot să înțeleg de ce la un mare supermarket sau într-o rețea din asta de supermarket, care, de retaileri, cum le spun ei, care funcționează și în România, sticla de ulei e la același preț ca în Germania și în Franța. Bun. Dar salariile, de ce nu le dați, domne, ca acolo? Nu același profit îl faceți? Să spună retailerii că nu e treaba lor. Dar nu același, ce nu același profit, în România. Dar, nu, dar ei trebuie să plătească. De ce nu plătesc demn românii? Că românii, am făcut un sondaj, un studiu de piață, nu politic, pentru Târgu Jiu, pe 1300 de subiecții. Știți ce își doresc oamenii? Și nu cred că doar târgujienii. Cei din Târgu Jiu? Cei din Târgu Jiu, făcut, da? Sigur. Și nu cred că e doar la Târgu Jiu problema asta. Își doresc crearea de locuri de muncă, dar bine plătite. Nu minim pe economie, să auzim, angajăm cu minim pe economie în permanență. Asta li-a început. Sunt de acord. Când debutează, până se califică. Dar după aia, adică tu vii cu niște investiții de genul ăsta, creezi, te lauzi că ai creat 200, 300, 800 de locuri de muncă și singura bonificație sunt niște bonuri de masă. Atât. În rest, salariul este minim pe economie. Ori lucrurile astea trebuiesc reglate într-un fel sau altul. Tocmai pentru că ați făcut studiu pe Târgu Jiu, chiar dacă nu era politic, vă întreb ca și politician. Spuneți că trebuia găsit o soluție pentru ca salariile să poată fi mari, da? Ei, telespectatorii noștri o să zică, ok, domnule viceprimar, sunteți membru PSD, ați fost la guvernare atâta timp, de ce n-ați făcut-o dumneavoastră, partidul dumneavoastră? Noi am reușit să facem câteva lucruri în acest sens. Nu atât de multe cum ne-am fi dorit. Știți foarte bine că în permanență a existat și din partea opoziției, o opoziție care din păcate n-a fost constructivă, doar au blocat de dragul de a bloca niște lucruri. Am reușit să mărim în etape succesive salariul minim pe economie. Asta poate să facă guvernul. Guvernul nu poate să urmărească că imediat retailerii aceștia și importatorii măreau și prețul la diferite produse. A fost discuția asta. Dom'le, cu aceiași bani nu mai fac cumpărăturile care le făceam acum un an sau doi. Da? Dintr-un respect. Și aici îi aud pe mulți, chiar și colegii mei fac greșeala asta. Că am mărit salariile medicilor ca să ne voteze. Nu. Am mărit salariile medicilor din principalul motiv să nu mai plece, să rămână acasă, pentru că pregăteam pe banii statului român, a noastră, a cetățenilor din România, calificam medici, îi pregăteam, îi țineam în facultate și după aceea plecau în Occident. Și a fost bună măsura asta, că am reușit să acordăm niște salarii demne pentru medici. Și asta n-am făcut-o pentru a ne vota medicii. Am făcut-o din respect atât pentru munca medicilor, pentru că 4 ani, 5 ani de facultate și încă 6 de rezidențiat, e o muncă. E o muncă pentru medic. Și am făcut-o și pentru binele pacienților. Pentru că au nevoie de servicii medicale de calitate. În regulă. Să ne la fel putem la vorbi și de profesori, la fel putem vorbi și de... Corect. Lucrurile nu trebuia să se oprească aici, trebuia să continue, să reușim să ridicăm, dacă nu toată societatea odată, să avem politici și ăsta poate fi un proiect de țară.
politici, anul ăsta ne ocupăm ca să găsim soluții pentru această categorie socială, la anul pentru alta, ca să rezolvăm lucrurile. Să ne întoarcem la Târgu Jiu. Vă rog. Și am o întrebare care sigur e interesantă și pentru telespectatori. Ca și cele dinainte, dragii mei, domnule viceprimar Adrian Tudor, din partea PSD în momentul ăsta și poate și pe viitor, candidați în mai la alegerile locale? Sunt pregătit să candidez pentru funcția de primar al municipiului Târgu Jiu. Este un proiect la care am lucrat ani de zile. E un proiect pentru care mă pregătesc de 16 ani, de când am fost ales consilier local. Am știut că la un moment dat o să vină și vremea generației mele. Din generația mea sunt unul dintre colegii care este pregătit să candideze pentru funcția de primar al municipiului Târgu Jiu. Am 43 de ani, am o experiență fantastică în administrația publică locală și mai mult decât atât, am proiecte interesante, sustenabile, viabile pentru municipiul Târgu Jiu. O asta viziune înseamnă pentru municipiul Târgu Jiu. Asta înseamnă că voi veni și voi propune cetățenilor un parteneriat social și un proiect al acestui oraș pentru, cu o viziune pentru următorii 50 de ani. Unde trebuie să ajungă acest oraș? Pentru că trebuie să ținem cont de faptul că, la un moment dat, energia asta produsă de cărbune se va dispărea din zonă. Noi trebuie să găsim alternative. Noi avem șansa unei moșteniri fantastice ca să discutăm de un proiect mare, un proiect turistic și cultural, prin moștenirea brâncușiană pe care o avem la Târgu Jiu. Citeam cu interes în Uniunea Europeană, un euro investit în proiecte cultural-turistice, aduc mai departe, generează 7 euro profit. Și aici depinde de tine cum te pregătești, că pot veni banii ăștia în un an, doi, apoi poți să investești, poți să te dezvolți, pentru că în turism și în cultură, dar mai ales în turismul ăsta cultural de care vorbesc, trebuie să fii cunoscut și apoi recunoscut. Turistul vine odată, vede Transalpina și apoi de ce ar mai veni? A fost pe drumul ăsta, s-a plimbat. Și atunci trebuie să te reinventezi, continuu exact, să te vii reinventezi, nou, să vii cu un festival cu nou, să vii cu un muzeu nou, să vii cu servicii, alte servicii de calitate acolo, cu evenimente culturale, cu un muzeu la Târgu Jiu Brâncuș, care trebuie să fie demn de numele Brâncuș, de artă modernă și contemporană. Deocamdată este doar o clădire. Deocamdată este doar o patimă politică. Avem o întrebare de la un telespectator, mă numesc Alex și am o întrebare pentru invitatul dumneavoastră. Se va mai schimba ceva în acest oraș în bine sau mai rău? Trebuie să facem front comun și trebuie să fim, mulțumesc și eu pentru întrebare, și trebuie să credem că putem schimba lucrurile în bine. Soluții există. Am spus-o și mai devreme, nu inventăm noi roata. Vedem ce se întâmplă în orașe care au reușit și în România, ce se întâmplă și în orașe care sunt bine dezvoltate și au pornit de la o poveste banală, poate, în comparație cu Brâncuș, și au reușit să trăiască de pe urma unor proiecte viabile, cum e proiectul pe care îl propun eu pentru Târgu Jiu. Plec de la premiza următoare. Nu am pretenția că sunt omul politic care știe orice. Nu. Am o singură rugăminte și o dorință la dumneavoastră. Să gândim proiectele împreună. Nu am pretenția, chiar dacă am 43 de ani, că știu ceea ce au nevoie tinerii în orașul ăsta. Dar pot fi întrebați. Dar tinerii trebuie să consultați. Tinerii trebuie să fie pregătiți pentru dezbatere, pentru democrație participativă. Trebuie să spună, da, asta vrem cu orașul nostru, ni se pare ok. Am avut o întâlnire interesantă cu studenți și elevi și întrebau ce putem noi face imediat în oraș? Cum putem să ne dezvoltăm spiritul de antreprenor. Adică cum putem, ei cei care întrebau. Ei întrebau. Și le-am spus, să facă? Le-am spus, am un regret. Am un regret că voi, generația tânără, care vorbiți cel puțin o limbă străină foarte bine, nu vreți să veniți la ansamblu brâncușian ghizi voluntari. Și vă spun că veți face încasări pe zi, nu o să vă vină să credeți. Pentru cine vor face încasările? Păi eu vă spun așa. În Târgu Jiu, anul trecut, s-a încasat pe taxa de vizitare a orașului,
City, taxul ăsta care l-am introdus aici în urmă cu 2 ani, deci taxa hotelieră, mai bine spus, s-au încasat 1 miliard 400 de milioane în condițiile în care media, pentru că se ia procentual în funcție de factură, dar media este de 1 leu pentru fiecare turist cazat. Deci atât că putem vorbi de cel puțin 140.000 de turiști într-un an în Târgu Jiu cazați, dar vorbim de, și nu exagerez cu nimic când spun că în sezon Ansamblul Brâncușean este vizitat de peste 300.000 de oameni care vin, văd, pleacă. Nu lasă un leu. Pentru că la Târgu Jiu, și asta e bine, că toți ne laudă, și toaleta publică este gratuită. Nici acolo măcar nu lasă un leu. Deci iată că putem dezvolta în jurul acestui proiect, suntem obligați. Noi avem Brâncușea aici, suntem obligați. Putem dezvolta o infrastructură economică, o cultură economică sau o economie culturală, puteți să-i spuneți cum vreți, la orizontală. Cu cel care vinde apă plată pe stradă și înghețată, până la restaurante și meșteri populari care își vând produsele. Trebuie doar să ne punem în situația de a face aceste lucruri. Cu toate că Brâncuș ne-a spus că cel mai greu este să te pui în situația de a face. Corect. Și așa este. Așa este. Nu trebuie să dezamăgim. Plus că am văzut și în România, în mod special, exemplul ăsta e din România, vorbeam de Târgu Jiu, cam 50% din clasele de liceu sunt cu profil MateInfo. Mai departe, noi nu avem o facultate de informatică, IT, cibernetică. Putem să-i spunem cum doriți dumneavoastră. Deci noi condamnăm cu ghilimelele de rigoare ca acești copii să plece din oraș. La fel se întâmplă și cu acea clasă de arhitectură design de la Liceul de Arte. La fel se întâmplă cu cei care sunt absolvenți la Liceul de Arte, muzică, sculptură nu mai acum, teatru. La fel se întâmplă. Trebuie să plece mai departe să-și îndeplinească visul. Că ei pentru asta s-au născut, sunt hărăziți în domeniul ăsta. La fel se întâmplă și cu cei care urmează cursuri de alimentație publică la liceul economic. Toate că avem o facultate de turism la Târgu Jiu, în cadrul Universității Constantin Brâncuș, dar legislația trebuie modificată. Și vă spun un paradox care cred că numai în România se poate întâlni. Ești absolvent al unei facultăți de turism. Dar mai departe, ca să fii manager în turism, nu contează că ai făcut o facultate și un master, îți trebuie un atestat de la o firmă din aia de formare profesională să mai faci încă 3 luni. Haideți să tratăm lucrurile cu seriozitate. Că am ținut copilul ăla acolo în facultate 3 ani și cu master un an și jumătate și bă, mai du-te și mai fă 3 luni. De la ce? O firmă. De ce? De ce nu putem să gândim sistemul ăsta integrat și să îi dăm atestatul atunci când termină? Poate pentru că acea firmă trebuie să câștige și aia niște bani? Nu e doar una, sunt 10 de firme în România. Acele firme trebuie să câștige și niște bani? Sigur că da. Da. Asta e pentru asta trebuie să trăim. De exemplu, în Târgu Jiu exista și facultate de artă. Da, și din păcate s-a desființat. Și într-un regres universitatea. Nu știu, nu mă pot exprima. La anumite... Vreau să revin... La numărul de studenți în general. Să vedeți ce se întâmplă în România și cum au reușit. Copiii din Târgu Jiu, elevii, după ce sunt absolvenții liceului, la informatică, pleacă în marea majoritate la Timișoara. Cum au ajuns la Timișoara, la facultatea de informatică, din prima săptămână deja au oferte de loc de muncă. Exact. Industria IT este o industrie foarte bănoasă, bine plătită și că normal că ei lipsește? Acolo... La noi lipsește, sigur. Iar e normal că Timișoara vor rămâne în continuare pentru că sunt bine plătiți. Unde să vină acasă? Ei, noi dacă am avea o astfel de facultate în cadrul universității, noi trebuie să avem universitatea, când vorbim de dezvoltarea orașului, Universitatea Constantin Brâncuș și Titu Maiorescu, care este privată, trebuie să fie aceste universități să le avem partenere. Clujul, care îl admirăm cu toții, este dezvoltat în urma unui parteneriat, o cercetare urbană făcută de Universitatea Babeș-Bolyai. Are 12.000 de pagini strategia Clujului.
12.000 de pagini, o strategie elaborată de cei de la universitate, în colaborare cu alte universități din lume, pentru că pe cercetare sunt și bani, se pot atrage fonduri. Închei subiectul ăsta. Tocmai asta vorbeam, o secundă, dacă avem unde face turism în Gorj, dacă avem facultate. Slavă Domnului, avem, da, da, da. Da, de da. Ce nu facem turism? Și imediat o să... La nivelul la care am putea. Imediat o să vă spun și de povestea cu turismul. Vreau să închei acolada cu facultățile de IT, de informatică. La Iași s-a construit primăria, universitatea și firme de IT și au dat mâna și au făcut un hub, îl numesc ei, un hub informatic. Unde? Studenții care sunt angajați lucrează în cadrul universității, pentru că și cu sprijinul primăriei și a universității le pun la dispoziție spații cu chirie poate zero pentru firmele respective. Gândiți-vă ce înseamnă un investitor pentru o firmă de IT. Un portbagaj de laptopuri și acces la internet. Și bineînțeles creierele care trebuie să vină firma după ele. Așa se întâmplă. De-aia sunt la Timișoara multe. Pentru că acolo găsesc forță de muncă. În domeniu. Nu e complicat. Nu e nici ușor. Dar trebuie să fim toți așa uniți și să ne propunem cu toți. Da, trebuie să existe și unitățile economice. Păi, când vorbim de informatică, bineînțeles că trebuie să vină aceste firme care trebuie să îi angajeze. Poate nu reușim din primul an. Dar e suficient să vină prima. Și automat după vor veni și altele. Pentru că în turism avem nevoie de specialiști în IT. În administrație avem nevoie de specialiști în IT. Eu vin și propun orașului și proiectul de Smart City. Nu trebuie să rămânem în urmă. Toți avem acum telefon smart și toți avem nevoie de informații, pentru că acest telefon trebuie să-mi ușureze viața. Începând de la în câte minute îmi vine troleibuzul, care sunt rutele de autobuz cu programări incluși, să știți că și programările la coafor se fac prin aplicația orașului. Să-mi iau bilete la teatru, la cinematograf, prin astfel de aplicații. Un sistem integrat. Și nu mai vorbesc de promovarea turistică pentru care este vitală această aplicație. Să nu uităm de întrebarea telespectatorului Alex, care întreba dacă Târgu Jiu se va schimba și dacă da, cum? În bine sau în rău? Nu, eu am încredere că, având în vedere moștenirea asta pe care o avem la Târgu Jiu, moștenirea asta a patrimoniului cultural, Târgu Jiu prin asta se diferențiază de alte localități. Și ceea ce am spus mai devreme, aceste proiecte pe care eu le propun, industria de turism, industria de IT, industria de spectacole, de ce nu, și o să vă spun un lucru foarte interesant după aceea, care înseamnă, toate acestea sunt industrii verzi, ecologice. Noi trebuie să ne gândim la calitatea vieții în oraș și orice cetățean spune, nu e suficient să-mi asiguri servicii de bună calitate atât timp cât aerul este poluat. Este prima condiție când vorbim de calitatea vieții, calitatea aerului. Bun, vreau să vă spun că și ne-ați fost alături în vara anului trecut când s-a realizat acel film artistic la Târgu Jiu, a fost turnat la Târgu Jiu, Eroii de la Podul Jiului, și am văzut ce înseamnă această industrie cinematografică. Câți bani rulează în această industrie cinematografică. Și vorbeam cu producătorii și cu regizorul, oameni cu experiență, care îmi spuneau așa, dacă la Târgu Jiu reușiți să faceți niște studiouri, pentru că aveți aici un teatru, aveți aici elevi care sunt absolvenți de teatru la liceu, deci oricum au o bază minimă de pregătire și mie când mi-au spus cifrele care, banii, câți bani pot veni în acest oraș, m-am șocat și mi-au spus, uitați, pentru 30 de zile cât am filmat la Târgu Jiu, în orașul nostru am lăsat doar pe cazări, mâncare și plata celor care au fost în figurație, 120.000 de euro. Deci peste 5 miliarde bani care au intrat în Târgu Jiu, într-o lună de zile, pentru un film. Dar dacă dezvoltăm un pic această industrie, de ce cred eu că e un proiect de succes? Pentru că deja Bucureștiul este supraaglomerat, care are o tradiție și deja
mâna de lucru acolo e mult mai scumpă. Mult mai scumpă. Clar. Deci iată că avem... Adică există perspective. Absolut. Absolut. Și că... eu sunt convinsă că există mai multe domenii. Sigur că da. Și atunci ce ne încurcă? Nu cumva e o inerție, eu știu. Sunt autoritățile prea reținute în a ieși în față să, sau a accepta propunerile, știu eu, ale firmelor, ale cetățenilor, ale ONG-urilor? Lipsește și acest parteneriat public-privat. Lipsește. Dar de ce lipsește? Oamenii... N-ați primit solicitări nu. Din partea sunt privatului? Sunt și solicitări, sunt idei, dar de multe ori există și foarte multă ambiție. Ce spun eu e adevărat. Eu nu știu să ascult și să-mi notez și să pun întrebări apoi să găsim soluția cea mai bună. Exemplul Oradea este un exemplu de îndeurmat. Acolo oamenii de afaceri au avut un cuvânt de spus în dezvoltarea orașului, au venit cu idei, cu soluții. Sibiul, cu toții ne uităm la Sibiu, că este cel mai mare festival de teatru din lume. Un festival de teatru de 300 de zile din 365 de zile cât are anul. Unde vin cei mai mari regizori și actori din lumea asta. Vedeam un interviu cu directorul acestui festival, domnul Chiriac, ca actor noi îl reținem din Moromeții, a jucat rolul lui Nilă în Moromeții. Și spunea cum a reușit să-l aducă cu 8 milioane de dolari pe cel mai mare actor de teatru pe care l-are Japonia. 8 milioane de euro. Cum a găsit sponsorizări nu din Sibiu, din lume. Și spunea când a început acest festival n-aveau nici măcar un hotel de 4 stele, și acum au 4 hoteluri de 5 stele în Sibiu. Dar acolo, când primarul a făcut dezbaterea, ce facem aici, avem bani, unde ducem banii ăștia? Și au zis, haide să-l ducem în infrastructură culturală. Repet, cultura aduce mulți bani. Un euro investit aduce 7 euro. Și cu un astfel de festival aduce și mai mult și într-un termen, într-un an de zile. Putem visa până acolo, dar nu e chiar imposibil. Nu este greu, nu este greu dacă vrei să faci. Să nu uităm Untold, să nu uităm Never See. Okay. Ce festivaluri care aduc atâția bani. Da? Și au fost gândite de niște privați și la ora actuală Untold este administrat de niște privați. Le s-au pus spațiile la dispoziție în oraș. Da. Faceți, frate. Acum... Ce facem noi la Târgu Jiu? De ce nu facem? Noi trebuie să găsim și asta nu trebuie să vină Adrian Tudor cu soluția să spună eu, cum vă spun eu, așa e bine. Eu am ideile mele pe care le supun dezbaterii. Dar trebuie să gândim împreună cu operatorii în turism, adică proprietarii de hotel, de pensiuni, de restaurante, de spații convenționale și neconvenționale unde se pot desfășura astfel de acțiuni. Ce evenimente de marcă putem face care să ne identificăm noi? Un festival de film, dacă îl facem, și acum vă spun în premieră chestia asta, în România a avut succes la Cluj, TIFF. Oana Giurgiu, organizatoarea și cea care se ocupă de acest festival, care e o prietenă a noastră, Târgu Jiului, a fost aici de foarte multe ori, mi-a spus cât e de greu. Dar mi-a spus că nu e imposibil. Și dacă autoritățile locale susțin o inițiativă privată în acest sens, adică specialistul în domeniu, omul care e om de film, se poate realiza. Pentru că în zonă nu există așa ceva. Noi nu putem gândi o dimensiune cum e TIFF-ul. Noi nu putem gândi, dacă vrem să facem un festival, fac o paranteză, un festival de muzică house, etno, electronică, nu e nou. Cum e Untold, gândiți-vă că Târgu Jiu are 1428 de locuri de cazare. Noi, dacă mâine organizăm un eveniment și unde trebuie să vină 2000 de participanți, ne-am blocat.
încă infrastructura nu e pregătită pentru evenimente mari. Dar da, ele vor deveni mari în timp. Exact, pentru că astfel de evenimente vor provoca privatul să investească, să construiască și alte spații de cazare. Mai e și altă problemă, că acel eveniment va fi o dată pe an. Deci nu-i de ajuns Sigur. Să fie ăla. Acum pentru noi, ca ei să investească. Mie îmi place să spun că noi, ca oraș, noi trebuie să mai ținem cont de un lucru. Ne-o spune numele nostru. Târgu Jiu. Noi putem organiza... Noi așa am apărut. Ca un târg. La o intersecție de drumuri. De la București la Baia pe de Valea Aramă. Jiului. Și de la Valea, de pe Valea Jiului la Craiova. Și aici, la intersecția asta, normal, întotdeauna a apărut un han, a apărut o piață, a apărut un târg mai departe, au apărut producători, meșteri, au venit din Ardeal foarte mulți, tăbăcari, oameni care lucrau manufactură în pielărie și multele și multe și multe. Istoria orașului e foarte frumoasă. Deci, dacă noi gândim o infrastructură de săli de conferințe și săli care să găzduiască diferite târguri, un exemplu nu e banal, un exemplu simplu. Un târg de obiecte vechi, de antichități, cum e numit. Avem târgujieni care se duc la Brașov de 2 ori pe an la acest târg. Și ei îmi spun că sunt mii de oameni din țară, pe lângă cei care vin și să-și vândă produsele, care rămân acolo 2 zile. Deci iată că putem gândi. Pentru asta ce avem nevoie? Că noi dacă ne dorim mâine să facem un târg de meșteri populari, putem să-l facem în centru, că avem 10 căsuțe de lemn acolo pe care le putem închiria. Dar să gândim un eveniment regional, național, est-european în acest domeniu, e greu, că nu avem o sală, nu avem un pavilion unde să organizăm. Noi nu avem unde să organizăm un târg de turism, cu toate că avem oferta asta fantastică de turism. Și trebuie să luăm în calcul să organizăm târg de turism internațional. Nu mai punem acum problema că, domne, avem aeroport la 100 de kilometri. De la Craiova la Târgu Jiu se poate ajunge organizat într-o oră, o oră și jumătate. N-ar fi un impediment. Să știți că oamenii care vor, care alergă după cultură, că și eu eram reticent. De ce? Domne, nu vin turiștii din străinătate, că nu avem drumuri, că nu avem autostrăzi. Și mi-au spus prieteni foarte buni din Franța, care sunt alături de noi în proiectul Brâncuș, Serge Foșro și soția sa, un brâncușolog renumit în lume, Serge Foșro, a spus, gândiți-vă că sunt oameni care se duc pe munți, prin Tibet, acolo drum nu o să fie în 10.000 de ani de azi înainte. Se duc să vadă situri arheologice, să vadă mănăstiri vechi. Nu ăsta e un impediment. Turistul care e de nișă, vine. E mai greu dacă vrei să aduci un turist să stea în vacanță, să nu facă nimic. Aia da, nu o să vină aici, o să meargă în altă parte. Dar puteți organiza un turism de nișă în acest sens. Am o proiecție, dar nu pot singur. Trebuie să ne înhămăm cu toții la proiectul ăsta. Trebuie să înțelegem că în primul an, în al doilea an, poate nu o să avem un profit, dar apoi noi suntem cei care putem avea. Și spuneam că vă dau o informație în premieră. Dacă ei, Transilvania Film Festival, TIFF se numește, de ce n-am putea și noi să facem un festival? E ideea mea, nu zic că e cea mai bună. Să avem OFF, Oltenia Film Festival. Care să nu fie doar la Târgu Jiu. Aici să existe juriu, aici să existe centru, dar proiecțiile de film să fie și la Craiova, și la Severin, și la Slatina și la Vâlcea și acolo să meargă, pentru că îl faci pe 3, 4, 5 zile, să meargă astăzi la Craiova, merge un actor, un producător, creezi și acolo evenimente. Dar centru trebuie să fie Târgu Jiu. Capitala culturală a Olteniei este Târgu Jiul. Craiova spune că sunt ei. Ne așezăm la masă oricând și discutăm. Și nu e așa. Gândiți-vă că numai festivalul acesta, turneul Stradivarius, la Târgu Jiu are cel mai mare public, cel mai numeros public. Anul trecut
am avut 80 de persoane venite organizat de către sponsorul evenimentului, inclusiv din Franța au adus, nu mai vorbesc din țară, directori de bănci, clienți, da? Și care au spus că la anul revin. De ce? Pentru că e cea mai frumoasă locație, asta de la Coloană, unde se întâmplă un astfel de eveniment. Și pentru că am început să promovăm evenimentul nu doar pe plan local, un an, doi am făcut pentru noi, pentru Târgu Jieni, ne place, am văzut cum se poate organiza și mai bine și mai bine, am început să-l promovăm și la Creva, și la Petroșani, și la Vâlcea, și la București, și la Timișoara. Miercuri o să am o întâlnire cu directorul proiectului Timișoara Capitală Cultural Europeană. Va veni însoțit de Nicu Covaci, solistul trupei Phoenix, pentru a discuta niște proiecte. Nu putem să nu fim și noi în proiectul ăsta Timișoara Capitală Culturală Europeană. Interesul nostru este să ne promovăm. Și dacă acolo vor fi sute și sute și sute de oameni de cultură din lumea asta, la Timișoara, e bine să știe că la 300 de kilometri există Constantin Brâncuș și chintesența operei sale. Foarte corect. Mai avem 4 minute și mai am o întrebare foarte importantă apropo de și de administrație și de cultură la Târgu Jiu și anume Casa de Cultură. Să nu uităm că nu avem nicio sală de spectacol autorizată în momentul ăsta. E greu să... Suntem în momentul în care trebuie să reparăm multe lucruri. Unul dintre ele este această Casă de Cultură. Fiecare candidat la primărie a promis că o face. A promis, a spus că va ține cont de acest lucru. Dacă veți candida, veți promite și dumneavoastră, nu? Eu nu vreau că să... Că n-ați spus că veți candida, să vin cu, eu nu vreau n-ați să confirmat. Vin, da, eu nu vreau să vin cu promisiuni că o vom face. Dacă urmăriți interviurile mele de-a lungul timpului, am atras de nenumărate ori atenția că trebuie să ne îndreptăm privirile către acest edificiu, pentru că orașul are nevoie de o casă de cultură modernă, de un centru cultural. Care un mall e situația cultural în momentul ăsta? În momentul de față, primăria a depus la Compania Națională de Investiții, cel puțin asta ne-a informat domnul primar, că s-a depus documentația pentru a obține finanțare. Pentru Casa de Cultură? Pentru Casa de Cultură. Înainte de a obține finanțare, trebuie să vedem un proiect de reabilitare a Casei de Cultură. Și eu, ca ales local al comunității, aș vrea o dezbatere și cu dumneavoastră mass media și cu oamenii de cultură și cu cei din învățământ și cu organizațiile non-guvernamentale și cu instituțiile de cultură. Bun, această locație poate fi foarte generoasă pentru multe proiecte. Ce facem aici? Facem și o sală de cinema de 50 de locuri pentru elevi, facem și o bibliotecă culturală, facem o sală de spectacole, cum o facem? Că mulți zic, bun, azi ne schimbăm fotolile, antifonăm cu niște catifea pe perete, sala, scena e scenă, venim cu tehnică de scenă, dar eu vreau să venim cu o tehnică de scenă modernă și să nu mai tragă de bările alea pe acolo să oamenii și vreau să existe, pentru că am văzut în lumea asta și am văzut foarte simplu, printr-o aplicație pe calculator, pe telefon, regizorul de scenă, scenograful să-și cel cu luminile la fel, adică nu vreau doar hai să facem, să punctăm că am făcut. Și sala, pentru ce destinație o pregătim? Spectacole, festivalul de muzică populară, festival de muzică ușoară sau vrem și să ascultăm acolo și muzică simfonică, filarmonică, să aducem din când în când balet. Ei, pentru asta trebuie să gândești că ai nevoie și de o fosă, așa cum e denumită, unde pui orchestra. Și orchestra aia nu e mică și are 100 uneori de componenți. Casa de cultură trebuie să fie un spațiu viu, unde oamenii să vină, de asta zic, mall cultural. Ca la mall să vină acolo, să vină copiii, să... Deci trebuie și cafenea în cazul ăsta. Trebuie și cafenea, dar mai mult decât atât trebuie să existe în permanență activități care se adresează de la cel mai mic până la cel mai mic. Suntem la final, o să mai vorbim. Totuși, cu acceptul colegilor, într-o jumătate de minut, era vorba să se construiască și un centru multicultural. Acela va exista? Centru multifuncțional pentru tineret în zona de Parcader.
este depus la Compania Națională de Investiții și el a fost declarat sustenabil, că poate, se poate face investiția. Acum să vedem proiectul noi. Administrația condusă atunci de domnul Cârciumaru a realizat proiectul, a venit cu un proiect, l-a depus la CNI, să vedem. Am fost destul de harnici o perioadă de timp în care am depus multe, multe, multe proiecte la CNI pentru finanțare și știu că am forțat nota acolo, că totuși am beneficiat de o investiție de 30 de milioane de euro, un stadion făcut prin CNI, o sală polivalentă, modernă, de asemenea. Dar asta nu înseamnă că nu puteți cere în continuare. Absolut. Vă mulțumesc, domnule viceprimar. Și eu vă mulțumesc. Dragi telespectatori, a fost alături de noi viceprimarul municipiului Târgu Jiu, Adrian Tudor. Mulțumim pentru atenție. La revedere!